Nu întâmplător celui mai neprietenos gând al umanității îi se spune necuratul. Ba încă unii îl strigă Belzebut, zeul muștelor. Iar oamenii bătrâni din Carpați îi se adresează cu apelativul spurcatul. Oamenii care mai sunt oameni știu în adâncul sufletului că un chip limpede și curat ține sufletul în palma lui Dumnezeu. Pe când otrăvurile minții și obiceiurile spurcate otrăvesc tot ce ating, fie cu fapta, fie cu vorba. Să-mi spuneți, deci de când am fost neastăvară și de când ne-a invitat doamna de la Garda de Mediu, de la Botoșani, să venim să vedem cum o să refac ce a stricat domnul primar, s-a schimbat ceva? Absolut nimic. S-a schimbat numai că au crescut bălăriile astea pe aici. Și atâta tot, nimic, nu s-a mișcat o petricică de aici. Deci era, aici ce era? Dig? Eu nu mai țin minte. Unde a fost digul construit de primar? Aici? Nici nu se mai vede. Ce poate păți bietul primar? Tocmai asta vă spuneam, dacă este sit Natura 2000, noi constatăm că este sit Natura 2000, este infracțiune. Vom face dosar penal, înaintăm dosar penal la poliție. Dacă nu este sit Natura 2000, vom aplica sancțiuni conform legii 292/2018. Adică? Noi o să dăm măsură și complementară, sancțiuni complementară, pentru aducerea terenului la stare inițial. A, deci el trebuie să scoată tot cărămizile și betoanele astea băgate. Da, bineînțeles, nici nu se pune problemă. Le dăm primar, nu e o zi norocoasă pentru noi. Da, asta e viața. Asta e soarte, și vreți. Vreți să vă spun eu ce se va întâmpla și cu treaba asta? Spuneți. Niciodată nu se fac. Niciodată. Dumneavoastră dați măsuri, niciodată nu va fi. Uite, mai ne întâlnim. Eu v-am spus sancțiunea, nu mă credeți. Cu doar 6 luni, Garda de Mediu a județului Botoșani dispunea unele sancțiuni financiare primăriei comunei Lozna, în urma unor controale care descoperiseră niște resturi din construcții depozitate pe malul unei ape și din care primarul realizase un dig. Pe lângă amenda primită, sancțiunea prevedea aducerea la starea inițială a peisajului. O parte din această zonă este inclusă într-un sit Natura 2000 și beneficiază pe deasupra și de protecție arheologică. Bă, dumneavoastră, am făcut ceva greșit acolo? Mie îmi place comuna, să știți. Asta cu faptul construirea digului, cred că trebuia să aveți nevoie de autorizare. Dar e terenul meu, e proprietatea mea. Nu știți că pe proprietatea mea... E proprietatea mea, nu e ceva care i-a făcut aici. Că după ce termină, o să trebuie să fac autorizație, o să fac autorizație pentru un lac. Ce fel de autorizație? Păi, o să observ, care au luci de apă, la mai mult de 30 de ani, fac autorizație. Pentru ce? La apele România. Pentru ce? Da, eu știu pentru ce, plătim impozite. Pentru construcția asta de diguri aveți nevoie de autorizație. N-ați dat. Poate ei consideră, de exemplu, că aia, balta aia e cu animăluțe, cu pești. Da, dar sunt animăluțe, sunt animăluțe, eu le protejez. Dacă faci un dig... Păi fac un dig, le protejez. Asta m-am făcut. Da, zice că peștele, când face ouă pe ștoarca, când îi crea acolo, duce la mal, acolo în stuveni și acolo pune ouă. Dacă dumneavoastră ați trecut cu cărămizi și cu peste ouăle de la pește... Dar nu am trecut peste ouăle la pește, că ouăle... Ce ați găsit acolo? Nu am găsit nimic absolut. Nimic. Păi n-ați găsit nimic, era apă. Nimic, în stuf și asta a fost. Papără și rogoz. Dar măcar știți... Teren neproductiv. Am înțeles. Câte camioane de-astea de deșeuri de construcție? 6, 7. Mii, sute. E, sute. 6-7 bucăți, am înțeles. Da. Suficient de mult să facă două iazuri. Dânsul mi-a spus că nici nu știa că îi trebuie autorizație de la mine. Eu vă întreb, îi trebuie autorizație. Uitați-vă un pic la... Îi trebuie aviz de la Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate. Deci s-au înființat la... Dacă n-ar fi. Să presupunem că aici nu este arie protejată. Să presupunem. Ei, dacă nu era arie protejată, îi trebuia de la Apele Române. De la Apele Române. Da, la Apele Române, gestionarul apelor dumneavoastră de la mediu nu are nevoie ca dumneavoastră, ba, da, mediu. Ba, da, trebuie un aviz, un aviz ca să poată să răstoarne, să aducă aceste resturi de construcție. Domnul, nici nu are... Nu are cum să primească aviz aici. Păi nu se, păi tocmai de-aia nici nu v-a cerut. Păi, cum se, dacă, de ce să vă ceară dacă nu i-ați fi dat? Da, știa că nu primește. Nu, noi nu emitem avize. Agenția de Mediu emite avize. Noi constatăm, da. Dar are un astfel de aviz de la Agenția de Mediu. Verificăm. Verificați, vă spun eu că nu are, că nici n-ar fi avut cum să dea un astfel de aviz. Aplicăm legea. Legislativă din zona protecției mediului face ca nu făptașul să fie pedepsit în cazul unei infracțiuni evidente, ci primăria pe raza căreia s-a produs tulburarea mediului natural. Cred că, într-un fel, Viorel Lozneanu este posibil să fi știut acest lucru și cu bună știință să fie efectuat lucrările de îndiguire, pentru că el pur și simplu va scăpa bazma curată, iar amenda o va plăti comunitatea. Cine face lucrarea aici? Eu. În calitate de... proprietar. Sunteți proprietar, domnul? Lozneanu. Și ce vrea să faceți aici? Sunt eu ca să fac un lușii de apă, să fac, pot să-mi irig teren, suprafața, că lucrez eu. Ați obținut acte de reglementare? Nu. În curs. În curs, da. Pentru că ați făcut cerere. Da. Dacă ați obținut acte de reglementare de la Agenția de Mediu pentru proiectare... Nu. Ați făcut o solicitare? Ați făcut o... Nu. Nu e în curs, e în curs în mintea dumneavoastră. Doar e în curs. Nu scoți ușor mierul din gura lupului. Totul este pe terenul dumneavoastră, proprietate? Aveți acte? Da, sigur. O să ne le arătați și nouă. Da, sigur. Da? De când ați început aici lucrările? În 2-3 săptămâni. Digol are ceva timp, are 7 ani. 7 ani, tot dumneavoastră la... De când am făcut drumurile, am făcut rigol, eu reușesc la pământ, l-am pus și am făcut digol acolo. După 6 luni, nu sunt semne că s-ar fi mișcat ceva pe malul apelor îndiguite de primarul Loznei. Ierburile au acoperit perfect resturile de cărămidă și beton și doar la o privire extrem de atentă se pot distinge materialele rezultate din demolări și cărate cu camioanele direct pe malul apei. Amenda nici vorbă să fie plătită și, în general, orice intervenție a autorităților statului este sortită eșecului. Aici, de exemplu, a căzut buldozerul ăla al primăriei, care zice că l-a plătit din bani personal ca să-i facă o lucrare personală. Primăria Sendrișen, da, a primăriei Sendrișen era. Aha. Și ăla, buldozerul care l-am văzut noi pe șosea, era același buldozerist sau același utilaj? Nu, ăsta, buldozeristul, e angajatul primăriei și buldul e tot a primăriei. Și el, de fapt, nu venise aici pentru pietrișul ăla, sau pentru ce venise? Sau a venit pentru... Mă gândesc pentru gunoi, că am văzut că era cupa murdară de gunoi, de bălegar, de acolo, din partea la altă. Deci credeți că a venit să facă... să hrănească solul cu bălegar, da, pământul primarului. Da, să încarci și acea mașină care împrăștie gunoiul pe câmp. cu utilajul ăla, încărca mașina din prăștiat gunoi. Da, e acolo un tractor ăla pentru el. Tot al primarului. Da. A făcut ceva aici, că ați făcut în Italia, el a făcut aici, pentru familie, pentru el. Știți care e treaba? Oamenii care au murit și nu mai au avut moștenitori, tot pământul și l-a trecut în proprietatea lui. Asta e confirmat. Da, primar. Da. Ce nu e interzis, e permis. Ce era? Dig? Eu nu mai țin minte. Unde a fost digul construit de primar? Aici? Nici nu se mai vede. Alea două diguri. A pus pământ peste, am înțeles. Aici a fost deșeuri de așa, a pus un pic, l-am îngățit, a crescut bururile, gata, s-a refăcut natura. Situl 2000, sau cum se chema site-ul ăla? Natura 2000. Ia uite, Natura 2000 a acoperit deșeurile și a... A, păi se vede, sigur că da, betoane. Eu am cerut ca să merg ca martor, să depun mărturii pentru cele întâmplate aici, la care am auzit că nu mai sunt citați ca martor. A fost solicitat de către Garda de Mediu din Botoșani pentru a depune mărturie în situația faptului, adică distrugerea sitului. O doamnă, nu știu cum o cheamă, care mi-a spus că e de la Garda de Mediu, a vrut să mă pui martor. Da, a pus sau nu v-a pus? Și a spus, domnule, vreau să te punem martor ca să spui cele întâmplate acolo. Și nu mă mai chema niciodată și au rămas treaba așa. E, cam așa rămân treburile pe la noi. Am contestat în instanță și așteptăm procesul. Ce temeuri ați avut pentru contestare? Păi, eu am învățat actele de proprietate, primăria Lozna nu are, am scos de la cadastru, primăria Lozna nu are teren acolo. Nu, deci în domeniul public... Cine a efectuat lucrările? Lozneanu Viorel. Cine este Lozneanu Viorel? O persoană din comună. Nu sunteți dumneavoastră? Eu sunt, dar nu. Deci dumneavoastră ați făcut lucrările, primăria a fost amendată și de fapt ar fi trebuit să fiți amendat dumneavoastră. Da. Și nu... Da, bun, păi să vă amendeze pe dumneavoastră. Nu să mă amendeze bine, aștept... Păi și dacă veți fi amendat, o să plătiți amendă sau o să o contestați? O să văd ce spune în acțiune, După vreo 10 ani de contestații, nu o să mai rămână nimic de protejat. Eu am fost cu bun simț când ați venit aici. V-am primit ca om, acum, din comun, fiecare. Dar dumneavoastră v-ați scris ce ați băcut, dumneavoastră interesul dumneavoastră, unii v-ați întâlnit, la cine v-ați întâlnit și ați scris ce ați vrut dumneavoastră. Am greșit cu ceva? Da. Ce am greșit? Trebuie scris realitatea și v-am arătat eu. V-am arătat contracte de vânzare-cumpărare. V-am arătat că primăria nu are teren. Nici în domeniul public, nici în domeniul privat. Dumneavoastră ați făcut pentru primărie sau pentru dumneavoastră? Nu, pentru mine am făcut eu. Am înțeles. Pentru mine am făcut. E terenul meu, proprietatea mea. Am înțeles. Că am intrat în arei protejate 2 metri, să răspund. Cine trebuie să răspundă? Dumneavoastră? Eu. Ok. Și cum o să răspund? O să plătiți amendă. O să plătesc dacă fiu vinovat. Ce? Dacă nu o să remediez acolo și o să... Până acum n-ați remediat. N-am, aștept procesul. Aștept să termine procesul. E greșeală. Cine a făcut? Fie că este... Aștept să termine procesul. Nimeni nu știe cât de adâncă e borta șarpelui. Au făcut amenda pe comună. Am înțeles asta. Dar și-am dat în judecat, s-a spus să fim pe numele meu și o să fiu vinovat, eu o să plătesc eu. Nu, dar aș vrea să înțelegem. Deci rugămintea mea este să comunicăm ca să putem înțelege. Da, dar eu v-am spus, n-ați vrut dumneavoastră să înțelegeți atunci. V-am spus, cum ați vrut dumneavoastră să înțelegeți acum, să înțeleg. Cine e de fapt vinovat? A stricat acolo, situl ăla. N-am stricat nimic, pe terenul meu. care plătesc impozit pe el, domnul meu. Terenul meu, prin acte de vânzare-cumpărare, care v-am arătat acte de vânzare-cumpărare. Deci n-ați făcut. Faptul că ați construit dincolo nu e o greșeală. E al meu, e al meu. E pe terenul, e pe terenul, proprietatea mea. Nu știți că legea, chiar dacă e pe terenul, vă interzice să faceți lucruri care să pună sub semnul întrebării această protecție? Dumneavoastră ați discurs și eu cu ceva. Uitați, eu am de făcut un gard de 3 ani de zile. Stai că fugeți. Domn primar! Câteva basculante de pământ au acoperit rămășițele adunate de la demolări. Vegetația crescută apoi a mascat perfect intervenția umană. Primarul Lozneanu a contestat în instanță amenda primită la primăria Lozna, în timp ce același individ, dar ca persoană fizică, și-a văzut nestingerii de treabă. În acest moment ne aflăm cu procesul verbal de contravenție în instanța de judecată, întrucât UAT Lozna a considerat că trebuie contestat și mâine deci va fi de la Lozna al doilea. A contestat cele două sancțiuni și inclusiv sancțiunea complementară de aducerea terenului la stare inițială. Deci ne aflăm într-un moment în care justiția trebuie să se va pronunța mâine. Exact. Când? Mâine. Mâine avem al doilea termen. Al doilea termen. În dosar, da. Deci este posibil că anul care vine, până să se ajungă la o decizie a instanței... Putem hotărârea judecătorească, care este aplicabilă întru totul. Știți cumva de ce au contestat? Adică ce contestă ei? UAT Lozna, prin plângerea formulată în instanță, ne-au declarat că nu sunt deținătorii terenurilor din zona respectivă pe care s-a construit dincolo. Deci nu este proprietarul. Nu este proprietar pe aceste modificări. Bun. Cine este proprietar? S-a stabilit în clipa de față? Deci dânsii nu au adus acte doveditoare. Da. Nimeni de acolo. De fapt, nu se știe cine este. Tocmai pe speța aceasta ne judecăm. Întrebarea care i-am pus-o că am fost la primărie, la domnul primar. Domn primar, cine a făcut, dacă nu primăria a făcut? Utilajul este al primăriei, dar zice că a fost, este al primăriei și a fost folosit de către o persoană individuală, adică de către el primarul, ca să facă o treabă pentru el primarul, care n-are nicio treabă cu primăria, deci dumneavoastră aș fi făcut o greșeală ca instituție, Garda de Mediu, dând amendă primăria, adică unității administrative. Dar ce puteați să faceți? Puteți amendați o persoană? Nu. Noi, la data controlului, înainte să finalizăm nota de constatare, am solicitat domnului primar, în calitate de reprezentant al UAT-ului, toate actele doveditoare, atât în ceea ce privește proprietatea, da? Cât și contractul pentru excavatorul respectiv, care la data întocmirii actului de constatare nu ni s-au prezentat aceste dovezi. El a zis că este o lucrare care a făcut-o ăla, care a plătit-o el, care are, zic, da, aveți un bon, un ticket. Bine, dar... aceste aspecte nu țin de Garda de Mediu. Exact, contractul între că a folosit un bun al primăriei, deci nu țin de Garda de Mediu. Deci este posibil de... Noi ce am avut de constatat pe această speță, am trecut în nota de constatare și a fost sancționat prin procesul verbal de sancțiune. A fost, ca să zic așa, începută o intenție de sancționare, pentru că sancțiunea este finalizată în momentul în care cineva plătește. Să vedem cine și dacă va plăti. Deci doar este în plin elan această acțiune de sancționare, în sensul că noi ați învins sancționarea, dar ea ca atare, ca să-și producă efecte, ar trebui ca într-adevăr cineva să-și plătească. Cât de vreme să fie contestat, asta încă... Legislația dă dreptul contravenientului să conteste în 15 zile procesul verbal, ceea ce s-a și întâmplat de fapt. E posibil ca, de fapt, nu primăria să fie vinovată, ci primarul ca persoană. Dumneavoastră ați putea amenda persoana? Vă dă dreptul legea asta? Da, deci noi putem să amendăm atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice. Persoana fizică, am uitat cum îl cheamă, primarul Loznei, putea fi amendat el? Dacă noi constatam la momentul respectiv că fapta era săvârșită de către o persoană fizică, este clar că sancționăm persoana fizică. Dacă instanța va respinge acțiunea primarului Lozneanu și va lăsa sancțiunea să-și producă efectele, atunci pentru faptele acesteia va plăti întreaga comunitate botoșeneană. Bugetul local va fi obligat să achite amenda, căci dacă nu o va face, Garda de Mediu îi poate bloca conturile și deci și activitatea. În cazul în care instanța îi acceptă acțiunea, Lozneanu scapă basma curată, eventual cu o sancțiune ridicolă care nu-i afectează nici bugetul și nici moralul, iar ofițerii Gărzii de Mediu vor trebui să o ia de la capăt. Ei au posibilitatea să amendeze și primarul ca persoană fizică și UAT-ul. Există o diferență, însă valorile sunt mult mai mari atunci când poți să aplici amenda UAT-ului. Ajung și la 500 de milioane, să spun bani vechi, 50.000 de lei noi. În cazul amenzii aplicate direct primarului ca persoană fizică, amenda este de doar 100 de lei. Este o lege mai veche de 2012, dacă rețin bine, și care, valoarea acestei amenzi ar fi trebuit actualizată prin hotărâre de guvern, dar nu a fost făcută niciodată. Atâta timp cât amenziile ar putea fi aplicate direct pe persoană fizică primarului, care este responsabil de menținerea sănătății mediului, să spun, din localitatea respectivă, cu siguranță s-ar gândi de mai multe ori să facă mai mult pentru localitate și pentru mediul respectiv. Deci ar fi mai eficientă dacă ar fi mai mare? Din punctul meu de vedere, da. Dacă ar fi o valoare mai mare care ar putea fi aplicată ca amendă primarului pentru nerespectarea legii, absolut cred că ar fi mai eficient. Așa, la valoare de 100 de lei nu are nicio eficiență, evident, măsura asta. Deci, din perspectiva Gărzii de Mediu, este o amendă mai eficientă și mai usturătoare pentru comunitate dacă este amendat UAT-ul, adică primăria, decât dacă s-ar da unei singure persoane. Da, este pentru că este valoare mai mare, în raportele lor arată că au aplicat amenzi de o valoare mare, dar eficiența este scăzută atâta timp cât populația nu conștientizează și se duce la primar să-l tragă de mâne că, domnule, de ce plătim noi banii ăștia aiurea, că tot din banii cetățenilor se plătesc respectivele amenzi și să-l responsabilizeze pe primar să ia măsuri, pentru că el e singurul încă o dată care poate. Și motivul pentru care amenzile personale care ar putea, de exemplu, să-l descurajeze pe un primar să mai închidă ochii și să mai facă astfel de distrugeri, nu pot fi date pentru că cei care sunt în sfera politicului sunt interesați să păstreze cu primarul o relație bună, pentru că primarul, prin această știu eu, relație specială cu cei care distrug mediul, își conservă voturile. Deci da, niciun politician nu vrea să-și supere primarii, pentru că, până la urmă, ei sunt cei care aduc voturile în cadrul alegerilor. Dacă primarul nu se mobilizează, rezultatul e mult mai slab. Dacă primarul e interesat în mod direct, atunci rezultatul este mai bun. Actorii principali care operează în zona protecției mediului reclamă la unison legislația deficitară, care nu sancționează suficient de drastic încălcarea normelor de poluare ale aerului și solului. Despre educație nu se șoptește mai nimic, în condițiile în care grupuri sociale compacte sunt protagoniștii celor mai nocive activități, de pe urma cărora își câștigă de altfel existența și așa dusă în condiții mizere. E greu să trăiești cu un miros de hazna zilnic, e greu să vezi pe stradă când tu vrei să fii într-o lume evoluată, să vezi gunoaie, să vezi oameni cărora nu le pasă de mediul înconjurător, despre cât de poluată e atmosfera în jurul lor. Nu mă simt confortabil să fiu parte a unei comunități poluate. E foarte greu să te trezești dimineața și să vrei să ai o viață normală, într-un miros greu de suportat, într-un miros care nu te ajută să te simți normal. Fie că e vorba de fumurile de la deșeurile plastice pe care romii le ard, fie că e vorba de groapa de gunoi sau chiar și atunci când lângă casa ta e un adăpost ilegal de animale și latră 500 de câini în același timp. Îmi fac griji pentru, nu doar pentru sănătatea mea, ci și a celor din jurul meu, că sunt prieteni, că sunt rude, că sunt oameni în vizită, pentru că ne dorim o calitate a vieții superioară. Vrem să fim la nivelul țărilor dezvoltate, însă e greu cu oamenii care nu vor să înțeleagă cum ar trebui să gestionăm deșeurile, cum ar trebui să gestionăm mediul înconjurător și să nu mai poluăm. Toate astea mă fac pe mine să fiu îngrijorat. Probabil că și de asta am devenit un activist de mediu, așa cum și colegii de-ai mei de Breazlă ne luptăm să scăpăm de poluarea României. Totuși avem o țară frumoasă și merită să o promovăm în calități, nu în defecte. Uite, am venit pentru gunoaiele astea, cauciucurile astea arse. E? De ce să ar cauciucuri aici? Nu știu. Păi zice că se scoate sârmele din ei, din ele. Nu scoate ceva. Păi sunt resturi de la mașini, de alea care le dă foc. Nu, auzi că nu e nimic, nu arde nimeni, nu mai arde nimeni. Nu mai arde, dar a ars înainte. Nu. Niciodată, nu. Niciodată. Și nu m-a dat amendă nimeni, niciodată. Am înțeles. Și mașina aia ce caută? Aia, mașina aia de acolo. Ce e? Nu știu. Nu, acum a ieșit. Acum a ieșit. Bă, credeam că a adus de-astea resturi de mașini. Ai văzut acolo cei la marginea satului? Resturi de mașini sunt atât. Resturi de-alea de mașini. Nu e. Am înțeles. Așa mi s-a părut mie. Bună ziua, de la televiziune? Da. A venit mașina asta ca să încarce astea sau de ce? Da, știți, am venit în legătură cu gunoaiele alea care se ard acolo, la marginea localității. Așa. Și am înțeles că este un fenomen care a durat câtva timp, dar acum nu se mai ard. Mai știți ceva de chestia asta? Nu mai arde nimeni, probabil. Nu mai arde? Când s-a ars ultima oară? Nu știu. Am înțeles. Da, cu mașinile astea ce faceți aici? Pune, doamne, eu le aduc și eu le dau. Le tai și le dau la... Ce să le mai dai? Că trebuie să le mai dai foc, poate, da? Nu se dă foc, nu se mai dă foc? Garda de Mediu când a venit ultima oară aici? Nu știu. Nu știți? Nu știu. Ultima dată mă filmez acolo, mă. Deci toată lumea, da, pe astea e meseria mea. Mai tale ești bulibașe sau ce? Nu, e tomniță, era la bune. Toniță este? Da. Aha. Bonjour. Ce să zici? Sărbători? Da? Poate ceva și mega acolo. O matare pe filmez, da. Da. Băi, de ce? Auzi, da? N-au venit ăștia de la Garda de Mediu să dea amenzi aici, în localitate, la voi, că se ard cauciucuri. Nu se arde aici! La noi nu se arde nimic. Nu se arde acum, dar astea vede că se vede că sunt arse. Nu sunt arse. Unde? Hai la Bulibaș. Hai la Bulibașe. Senzația pe care ți-o inspiră acest peisaj aproape apocaliptic, compus din noroi și metale ruginite, desprins parcă dintr-un film al lui Tarkovski, este aceea de sfârșit al lumii și al timpului. Numai că, dincolo de fiarele astea contorsionate, nu există nicio fântână a dorințelor, ci doar o societate pauperă, plină de zoaie și șobolani. Aici sunt deșeurile care sunt arse, deci sunt aduse și arse aici. Da. Mare parte din deșeurile de aici și cele de pe câmp, după cum vedem, sunt deșeuri din dezmembrări auto. Tot ce înseamnă gume, cauciucuri, interiorul mașinilor, ceea ce nu se poate vinde altfel. Restul caroseriei este dusă la fier vechi, piesele sunt scoase și vândute pe piața neagră ca piese second hand. Și o industrie foarte, foarte mare, care a capătat dimensiuni în România, pentru că aproximativ 1000 de mașini sunt aduse zilnic în România, sute dintre ele sunt dezmembrate și a înflorit această piață second hand pentru mașini și piese. De ce? Pentru că noi la un moment dat am scos interdicțiile de a aduce mașini vechi în România, sunt aduse mașini vechi și mașinile astea vechi au nevoie de piese SH, nu piese noi, pentru a circula în continuare pe străzi. Deci există în România mai multe localități unde sunt astfel de câmpuri la marginea localității, unde se aduc aceste deșeuri și se ard Da. În special în weekend, am înțeles. În weekend, da. Pentru că pe fluxul tehnologic ei lucrează luni, marți, de fapt luni și marți sunt dezmembrările astea ilegale, în mod special. Luni și marți este ridicat fierul vechi și cupru, semiconductorii transformați în lingouri și duși spre vânzare sau spre export. Tot luni și marți, miercuri, joi și vineri lucrează pe dezmembrări. Vineri iau toate deșeurile astea și le duc pe câmp și le incinerează, ca să reintre în fluxul normal tehnologic, în ghilimele, în continuare. Și de asta avem noi în weekenduri focuri și fumuri foarte puternice și poluare foarte puternică, nu din cauza neapărat a inversiunilor termice, ci a procesului tehnologic din industria asta la gri sau la negru. Există o hartă a tuturor locurilor mai mari unde se fac astfel de arderi. Da, există comune, zone unde se întâmplă lucrurile astea, sunt știute de Garda de Mediu, de Poliția Română, de pompieri, pentru că au cele mai multe apeluri în zonele respective, sunt cele mai multe incendii și de acolo avem și poluarea cea mai puternică. E de menționat că un material ca acesta, ABS-ul, conform standardelor europene, este de 4500 de ori mai nociv decât lemnul prin ardere. Adică dacă ardem 1 kilogram de astfel de material plastic, echivalent cu 4,5 tone de lemn ars, ca și toxicitate. Bun. Fenomenul ca atare are ceva vârstă, adică sunt câțiva ani de când se fac astfel de arderi. Da. Cam cât? Vreo 4 sunt. A coincis cu momentul în care noi am stopat acea prevedere legală prin care nu mai puteai să aduci mașini uzate și am dat drumul la importurile SH, second hand, din afară, și în 4 ani pe structurile de crimă organizată preexistente au început să apară dezmembrările auto, să prindă amploare în ultimii 2 ani și tot începând cu 2018, de când China a stopat importurile de deșeuri și Turcia de asemenea, pe această structură de crimă organizată s-au dezvoltat și importurile de deșeuri, importurile ilegale de deșeuri sau aducerea lor din comunitatea europeană, pentru că Europa nu mai poate să facă managementul lor și sunt îngropate, arse, depozitate ilegal, arse pe câmp sau îngropate în balastiere. Îngropate. Da, pur și simplu, astupate cu pământ. Peste vreo 1000 de ani, arheologii or să creadă că aici au debarcat extraterestri. Ce faceți filmarea asta, nene? Facem filmarea! Facem filmarea că se dă foc aici și la cauciucuri și la mașini de astea. Ce primarul, primarul, ce primarul? Ce primarul? Primarul e șeful nostru! Primarul? Da, ne ajută! Pe primarul, ce să dați foc? Doar nu te-ai apucat tu să ia în mijlocul emisiunii. Explicația pentru care poliția locală, poliția națională și Garda de Mediu nu pot controla fenomenul ăsta și nu-l pot opri este... Sunt câteva cauze. În primul rând, este vorba de corupția de natură politică, pentru că aceste activități sunt specifice unor comunități și banii negri de aici ajung și la partidele politice, din păcate. Corupția unor autorități care ar trebui să combată fenomenul și o parte din acești bani ajung și la acele comunități, la cei funcționari publici care ar fi trebuit să fie în prima linie de combatere a fenomenului ilegal. De aici sunt cumpărate voturi din aceste comunități sărace, pentru că ele sunt în majoritate făcute sunt comunități de oameni săraci. Și structura asta de crimă organizată, întreținută cu astfel de bani, desfășoară și alte tipuri de activități ilegale. De exemplu, dezmembrarea mașinilor furate, trafic de persoane, trafic de droguri. Cel care vine aici și aduce cauciucul, îl varsă, probabil că vine cu o camionetă și îl varsă aici. Este un pion. Cei care profită sunt cei care, angrosiștii care aduc mașini pe de-o parte. Da. Angrosiștii care aduc mașini și oameni din zona politică. Este un raport strategic al Interpolului, scos în august 2020, în care spune foarte clar, negru pe alb, cel public, nu vorbim de cel care este pentru uz intern, pentru instituțiile statului, și care spune pe alb că în capul acestor structuri sunt oameni cu gulele albe și asta înseamnă referirea la oamenii politici și cei care conduc structura ale statului. După ce Octavian Berceanu a fost demis din fruntea Gărzii de Mediu, au dispărut și capturile de deșeuri care intră în România cu miile de tone. Turcia și China și-au închis granițele pentru resturile aruncate de europenii multilateral dezvoltați, așa că România este destinația perfectă pentru aceste otrăvuri, alături de alte state subdezvoltate din Asia și Africa. Dar un pas înainte s-ar putea face prin adoptarea unui proiect de lege care să înnăsprească sancțiunile pentru poluare și să le încadreze la fapte penale. Proiectul așteaptă undeva pe traseul legiferării. Este un proiect al nostru, al OSR, de transformare în infracțiune a acestor practici, dar am mai avut și înainte un alt proiect legislativ, care acum e în fază finală de aprobare, de a încerca să le oprim piața de desfacere, adică interzicerea achiziționării de către agenții economici de la persoane fizice a materialelor feroase care prezintă urme de ardere sau tratament chimic. Încercând să le oprim piața de desfacere. Bun, și ați reușit? Primul lucru. Este în fază finală de aprobare. Guvernul susține, a avut punct de vedere de susținere a acestui proces legislativ și acum așteptăm, mă rog, și proiectul ăsta care l-am depus acum câteva zile de transformare în infracțiune, poate fi o altă măsură de a ajuta organele statului să intervină. Bun, dar este unde? La Senat? La Cameră? Primul proiect, cel cu interzicerea achiziționării de la persoane fizice, este la Camera Decizională deja, a trecut de Senat, iar cel de-al doilea de care vă povesteam este la prima cameră. Cel cu transformarea în infracțiune. Da. E posibil, de exemplu, ca cel care vine și aduce aici cauciucul și dă foc, s-ar putea să se gândească de două ori, s-ar putea să nu-i convine să intre, facă 2-3 luni de pușcărie. Absolut, mai ales că ei sunt ultima verigă, încă o dată, din acest lanț. Adică nu ei sunt neapărat beneficiarii. Principali. Da, principali, exact. Și atunci poate nu o să le convină, o să fie un element de descurajare pentru ei. Dom'le, eu fac pușcărie, nu mai vreau, mă opresc. Doar în condițiile în care pușcăria mai sperie pe cineva în țara asta. Bă, ia plecați-mă de aici! Ia plecați-mă, copii, de aici! Bă, dacă să-mi spui de chestia asta cu arderile care sunt făcute la marginea localității. Nu, toți țiganii face foc în casă, știi cum e la noi, că n-are gaze, n-are astea. Pui cauciucuri, dai foc la cauciuc. Păi așa pune, are sub de alea de cauciuc. Da, și în tiracote de alea pune. Tiracote, da, hai că dă ăsta cu mașina peste noi. Nu, merge la mine să-mi aduce varză, să facem sarmale. Să aduce varză? Dar mașina aia mare, camionul ăsta, nu știu, nu-i cunosc pe ăștia, că sunt... Păi, zice că a venit să ia fierul sau cupru sau ce faceți voi aici. Nu știu, șefule, cu fiere. Ce se obține de zimul din resturile astea de mașini? Și că dă foc la niște resturi de mașini. E chiar minciună goală, nu e adevărat, nu este adevărat. Cupru, minte, domnule, minte, chiar e vrăjeală, minciună. Am înțeles. Dar Garda de Mediu a venit pe aici? Nu știu. Poliția? Poliția e 3 km de noi, e aproape, ne cunoaște toți. Da, amendă nu v-a dat pentru arderile astea? Fiecare își face foc la el în casă, nu știu, păi... La marginea... Păi, uite, la toți iese focul din casă. E focul ca să facă căldură. Să face căldură și noi afumăm carnea la focul același. Am înțeles. Nu la foc de cauciuc. Nu. Și cine dă foc? Haideți la mine să vedeți. Unde la tine? La mine în curt. Să vedeți cum facem foc. A plecat, era o basculandă mare albastră aia. Nu știu pe ea. Haideți să vedeți cum tăiem noi porcii. Cum te cheamă? Pe mine? Da. Dan mă cheamă. Ce frică de pușcărie, nu? De ce să-mi fie frică? Dar acolo nu sunt tot oameni. Exact ce spuneam. S-au ars deșeuri de-astea de mașini, dacă știți. Dacă ați auzit. Nu sunt din localitate, sunt din București și am venit cu o altă problemă la primărie pentru excluderea de la taxa de habitat pentru că nu locuiește nimeni la adresa respectivă, dar venind, făcând drumurile încoace, într-adevăr, pe șosea se vede fum de arderi ale deșeurilor, mirosind a cauciuc, cabluri și toate aceste minuni. Mai mult nu pot să vă spun, fiind în trecere. Da. Deci... Ce credeți că nu reușesc autoritățile locale să stăpânească fenomenul ăsta? Putem să spunem că sunt mai multe cauze. Așa. Cauzele sunt implicate din punct de vedere politic. Este vorba de votul pe care se bazează pe comunitatea respectivă. Deci ăștia care dau foc la cauciucuri și la resturi de mașini dezansamblate... Da, sunt votanți. Da. Și ei și ei sunt sub întreținerea noastră, care se plătesc, li se plătește o taxă de un quantum, nu știu cât alocă statului pentru persoane care nu se pot întreține, dar drumurile sunt mizerabile, pline pe margini de deșeuri, de cauciucuri, resturi de mașini și toate aceste lucruri. Dar primăria închide ochii pentru a se beneficia de voturile... Bănuiesc că da. Bănuiesc că da, pentru că nu se ia nicio măsură în acest sens. Am zis că se mai dau amenzi. Nu știu să vă spun. Nu știu să vă spun, pentru că ei sunt mai mult... Mai mult ne luptăm cu mările de vânt. Dacă bate vântul mai tare, ne lichidează pe toți. Spune-mi, dacă știi... Pleacă, mă, dai ce vreți! Spune-mi ce vreți! Dar unde se ard cauciucuri, dacă? Nu se arge dolog la noi! Aici nu se ard! Păi ce vreți? A, vreau să văd unde se facem și noi un grătar, gata, veniți pe noi cu culele! Plecați, dați drumul, că nu argem noi nimic! Vreau să-mi spui dacă știi unde se arde sau nu, nu știu. Nu se arde, de ce mă întreb? Deci nu se arde. Nu se arde la noi! Dar relaxează-te! Dar relaxează-te! Ce se arge? Că facem foc la grătare, la asta, la ceaunuri? Nu, de cauciucuri și de piese de mașină vechi. Da, piese în oraș, du-te! Du-te în oraș, rematuri, la Sofian. În care oraș? În care oraș? Duce la Sofian, la rematuri! Am înțeles. Mă întreb ce-am vii tu la noi, ne întreb tu pe noi. Gata, maestre. Gata, duce la... Auzi la mine. Vreți interviu? Duceți-vă la rematuri, că acolo găsiți o grămadă de... Nu, dar zice că este un loc special unde se ard, dacă eu nu știu. Eu nu știu. Uite, e la noi special. Nu știu, mă, zice, mi-a zis cineva, uite, de aici, de la voi, că la capătul străzii, undeva în dreapta, este o groapă unde se ard cauciucurile, adevărat? Nu mai se arge nimic. Aș spune altceva. Așa, să-ți poți spune unde e groapă. Duce la primărie, duce încolo. Nu e la noi, duce la rematuri, duce încolo, că acolo e. Aia duce de la rematuri, aduce ei. Niciodată nu s-a ars la voi. Nu, apoi se arge, dar nu așa. Mai de demult. Voi sunteți în legea cu poliția, dar nu vreți să interveniți la noi. Nu e, că dacă era, veneam cu poliția, dar tocmai am vrut să viu singur ca să mă lămuresc. Deci spuneți că nu s-a ars până acum. Uite, mizeria că ne face primarul aici, nu avem curent aici. Mai am și o pereche de pantofi, uite, a dat 1,5 milioane de băieți. Sunt sătul de minciunile mele. Dar de ale tale mi s-a acrit. O, Ciral, ce hazli! Nu știu ce asta. Să te duci la primărie. Du-te la primarul, că e primarul de vină. Dar fii atent, când au venit... Primarul e de vină, că el de vină pe noi. De ce e de vină? Oprește asta. O travă e în aer. Dar bag seama, e și în cuvinte. Ce putem să facem cu aceste dezmembrări de la automobile care sunt arse la marginea localităților la care dumneavoastră sunteți primar de comună. Soluția se găsește la Parlamentul României. Din câte am înțeles, este un proiect de lege pe domnul senator Dragoș Popescu a inițiat. Am și discutat cu dânsul, ne-am avut mai multe întâlniri și cu domnul Berceanu. Soluția este la Parlamentul României pentru a se dea o lege în care să se interzică cu desăvârșire dezmembrarea a orice Nu neapărat a unei mașini sau numai lucrurile special amenajate. Asta e soluția și asta, așa ar putea să ne ajute pe administrațiile publice. Ei trebuie să trăiască și din ceva, dar suntem de acord să facă și treaba asta, dar numai în locuri special amenajate, firma respectivă să îndeplinească toate condițiile cerute de lege. Dar legea să fie mai aspră. Să fie mai aspră, adică degeaba mergem noi acum cu poliție, jandarmii, Garda de Mediu, mergem și a doua zi o iau de la capăt. Deci, căci legea le permite lucrul ăsta. Adică este blândă. Da, este foarte blândă. Adică se referă la amenzi și nu amenzi pe care marea majoritate a statului le trimite la primării ca să fie încasate și noi avem mari probleme pentru a putea să le încasăm. Pentru că în momentul în care mă duc să încasez o amendă, urmez procedura legală în care o să-i pun sechestru și scot la licitație. Vă duceți dumneavoastră să cumpărați casa aia acolo de la romi? Dacă închideți televizorul, nu o să mai vedeți aceste imagini cumplite. Poate chiar o să dormiți bine, pentru că nivelul de implicare în societatea noastră este unul aproape neglijabil. Dar mâine dimineață, sau poimâine, sau răstpoimâine, sau Dumnezeu știe când, duhoare arzătoare o să vă inunde canapeaua pe care stați, otrăvindu-vă nările și cerul gurii, plămânii și creierul. Atât. Comunitățile din Sintești și Bălteni trăiesc în afara secolului 21. Pentru un european este de-a dreptul de necrezut ce se întâmplă la doar câțiva kilometri de București. Printre mormanele de mașini dezmembrate se sacrifică porci și se ard cauciucuri pentru a încălzi locuințele. Copiii înoată prin noroaiele omniprezente, jucându-se cu resturile camioanelor dezmembrate. Fumul rezultat se întinde pe zeci de kilometri până în centrul capitalei, care la fiecare sfârșit de săptămână dugnește îngrozitor. Omul sfințește locul. Da, da, dacă e al dracului, îl împute de nu se vede. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut. Mitică.